Salutare, prieteni, și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi se întâmplă un clip foarte, foarte cerut de către voi și drept vă spun că și mie mi-a fost dor. Așadar, în clipul de astăzi voi face un machiaj super, super simplu cu 3 produse de la Pharmacy. Machiaj complet Pharmacy. Este pentru prima dată când intru în contact cu produsele Pharmacy și sunt tare, tare curioasă cum se comportă pe ten, calitatea lor și așa mai departe. Nu voi pierde timpul pentru că Victor doarme. Acesta este și motivul pentru care vorbesc atât de încet. Este de menționat faptul că sprâncenele le-am făcut cu un alt produs, dat fiind faptul că nu am un produs Pharmacy pentru sprâncene deocamdată, dar s-ar putea să-mi achiziționez asta în funcție de cât de mulțumită voi fi de produsele pe care le am în momentul de față. Începem, așadar, o să-mi dau părul la o parte. E super, super cald aici la noi, 34 de grade se arată pe astăzi și o să încep cu un fond de ten. RufX Pro Camera Ready. Natural beige. Așa. Tenul meu este curat, este pregătit. Sper să nu fac prea mult zgomot. Ia uite. Așa arată fondul de ten. Și o să încep să îl aplic pe ten, să văd dacă se potrivește sau nu se potrivește această nuanță. Vine cu pompiță. Așa, o iau un pic de timp. Mi se pare un pic ca un chis, dar vedem. Vedem, vedem. E nițel cam închis pentru tenul meu. Dar să vedem totuși. Acoperire mare, după câte văd, ceea ce este absolut minunat. Iată maxim care acoperire mare. Și se prezintă până în momentul de față destul de ok pe ten, adică nu-mi simt tenul încărcat și ăsta este un punct în plus, deoarece e un tenul gras. E, hai că nu e o diferență chiar atât de mare. Oricum, pentru o dată viitoare, cu siguranță, îl voi combina cu o altă nuanță, da? Nu-i musai să-l combin cu o altă nuanță, pentru că arată chiar fain. Ok, ducem și puțin pe gât. Îmi place cum arată, are un efect mat. Acoperire mare. Până aici, super. Ok. O să dau fondurile de la o parte și burețelul și o să trec la ochi. Pentru ochi am acest mascara căruia îi spune 3D Effect High Definition Mascara. Curioasă sunt pentru că natura nu m-a cadorisit cu gene foarte voluminoase, foarte dese și atunci ar fi fain să mi le definească. Ia uite, e de silicon, nu e, e clasică, dar n-are nimic, piesa. Între timp s-a trezit și Victor și l-am adus aici lângă mine. Bun, continuăm cu mascara. Da, poate l-au uitit pe fundal, dar n-are nimic. Alungește super fain genele.
să mă uit puțin la Victor, că nu-mi place cum sună. Așa, și-a pierdut jucăria. Bun, și trec la ultimul produs. Până în momentul de față, îmi place ceea ce văd. Este lejer, este calitativ, aș putea să spun. E fain. Am tendința să mă uit în oglindă pentru că, na, vorbesc cu mine în oglindă în loc să vorbesc cu voi. Ok, și trecem la buze. Și pentru buze am Matte Liquid Lipstick, o natural. Nuanță 203. Așa. Și așa arată și lipstick-ul. Este o nuanță surprinzătoare pentru mine, să vă spun drept. Pentru că știți bine că eu sunt iubitoare de nuanțe închise. Dar hai să vedem cum o să fie și cu această nuanță. Mă îngrijorează puțin operația de la buză, dar o să încerc să nu păstrez foarte, foarte mult acest produs pe buză. O să-l las câteva ore să văd cum se comportă și am să-l dau jos pentru că, da, operația mea încă nu este 100% refăcută. Ok. Așa arată. Sunt curioasă, hai să vedem. Oh, e interesant pentru mine. Mă furnic aici. Ok. Ce mă furnic. Mă simt, nu știu, ciudat. Ciudat în sensul că e o nuanță, cum am spus, care nu l-am mai folosit-o. E o nuanță deschisă. Dar îmi place. Adică îmi luminează fața. Ceea ce e fain. Da? E chiar ok. Merge cu ombreul ăsta, balayage degradé, cum s-o numi el. Care, by the way, mi-a distrus părul a doua oară. Așa, să trecem totuși la produse și să ne concentrăm asupra lor. Per ansamblu, eu zic că a ieșit bine. Fondul de ten a stat deja câteva minute bune, poate chiar o jumătate de oră și e chiar ok. La mine în casă este cald, după cum v-am spus, afară sunt 34 de grade, înăuntru nu știu că e oprit termostatul. Dar cu siguranță sunt undeva la 25-26 de grade, 100%. Bun. Mulțumită? Da. Chiar sunt mulțumită. Care este produsul care m-a mulțumit și m-a încântat cel mai tare? Tind să spun că ar fi fondul de ten, urmat de mascara și apoi de acest lipstick, care nu este lipicios, s-a uscat foarte frumos, am pus un singur strat și se comportă foarte bine, până în momentul de față foarte bine. Bineînțeles, era de menționat faptul că buzele mele sunt ușor deshidratate, uscate, să le zic așa. Probabil pe o buză mai hidratată ar arăta mult, mult mai bine și pe o buză fără operație de hemangiom pe ea. Dar, da. Mulțumită? Yep. Așadar, acestea sunt cele trei produse. Am să vi le mai arăt o dată și am să vă și spun de unde le puteți achiziționa. Este așadar acest fond de ten. Hai să-i pun și capacul să arate puțin mai așa. Acest fond de ten, da? VFX Pro Camera Ready. Sunt curioasă cum se vede și pe cameră, pentru că în realitate se vede chiar fine. Așa, apoi este 3D Effect High Definition Mascara. Și în cele din urmă, am uitat cum îl cheamă pe ăsta, dar nu are nume. Matte Liquid Lipstick. Nu are un nume anume. Este acesta. Bun. De unde puteți să achiziționați aceste produse? Nu trebuie să fiți reprezentant, nici eu nu sunt reprezentant. M-am înscris în echipă, ce-i drept, dar nu intenționez să activez precum un reprezentant, decât în cazul în care voi avea nevoie eu de produse.
Dar voi puteți să mergeți pe Instagram, pe pagina club.pharmacy. Acolo găsiți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a comanda, cataloge în care vă puteți uita, să vedeți produsele, prețul lor și așa mai departe și, bineînțeles, să comandați. Da, mă bate gândul, acum că mă uit la fața mea și arată atât de bine, mă bate gândul să-mi comand și eu un produs pentru sprâncene. Am văzut că au gel, au multe produse faine și dacă sunt cu toatele la fel de calitative și faine precum acestea trei ale mele, yep, e de luat. Bun, am să mă retrag, Victor mârâie, vă pup și vă îmbrățișez și să ne vedem cu bine data viitoare.